Alimentația trebuie să fie un mijloc de a ajunge la Dumnezeu. Dacă modelul nostru al școlii iubirii este nimica mai sus, nimic exagerat, totul în echilibru, înseamnă că trebuie să ducem și alimentația într-o poziție echilibrată, nu exagerată, nu unilaterală. Corpul nostru, ca să funcționeze bine, are nevoie de puțin. Alimentele trebuie să fie doar o mătură. Organismul se descurcă singur. Mâncarea puțină este foarte importantă pentru că toate mecanismele organismului sunt construite pe puțin. Adică el de milioane de ani știe să facă față la puțin și nu poate face față la mult. Când îi se dă mai mult decât are nevoie, se dereglează. Bolile ne arată că ne-am îndepărtat de puțin. Singura soluție ca să prelungești viața este înfometarea, să mănânci puțin. Mâncarea trebuie să fie doar o mătură, atunci suntem în echilibru. Deci adăuga materie la noi trebuie să reprezintă doar 20%. 80% ar trebui să întărim sufletul. Deci de corp trebuie să ne preocupăm doar 20%, dar de suflet 80%. Asta înseamnă că majoritatea acțiunilor noastre trebuie să fie gratuite, fără așteptări, fără pretenții, fără să primim nimic în schimb și degeaba. Acesta este sufletul. În modul acesta, sufletul se încarcă prin sacrificiu de sine, prin jertfa binului propriu, prin renunțare la comodități, la ușor și la plăceri, la stabilitate și siguranța vieții, sufletul se încarcă. Este o minciună că noi avem nevoie de mâncare. Avem nevoie de acea mâncare care reprezintă o mătură, care scoate cât mai repede și curăță cât mai repede organismul de reziduri și toxine. Atât trebuie o mâncare care să ne măture organismul. Iar energia, noi nu o primim de la mâncare. Sunt teorii false care ne-au făcut să punem ateia pe primul plan și ne-au dus în exterior. Noi ne hrănim cu tot cuvântul lui Dumnezeu. Sufletul se încarcă prin jertfă de sine, prin înfrânare, reținere, abținere, lepădare de sine, predare de sine, restrângere în toate modurile posibile. Jertfa binului propriu, ne încărcăm cu energie subtilă până și atunci când ne lăsăm învinși, nu luptăm și nu ne apărăm, suntem de acord cu toate părerile, nu luptăm pentru adevărul și dreptatea noastră, dăm dreptate la toată lumea și ne lăsăm folosiți. Deci când jertfa de sine este mai mare decât comoditățile, ușorul și plăcutul, atunci noi ne încărcăm cu energie subtilă. Adică atunci când facem ceea ce Dumnezeu face, când suntem sclavi, robi, slujitori, slugi. Așa cum am spus, numai sluga ajunge sus la prag. Cei care au de toate vor ajunge jos, în locul descris de Ilie Cioară în Cartea Morții și Desăvârșirea. Deci, alimentația noastră trebuie să servească, să întărească o gândire echilibrată. Deci ea trebuie să fie echilibrată ca să producă o gândire echilibrată. Iar gândirea aceasta, în care opusele sunt egale, ne va îndrepta spre o alimentație echilibrată. Deci o gândire echilibrată, sănătoasă, ne va duce la o alimentație echilibrată, la un corp sănătos. Minte sănătoasă în corp sănătos și invers este valabil. Trebuie să ne uităm la tipul de alimentație. Alimentația să nu fie exagerată pe o parte, poziționată, polarizată pe o parte. Spre exemplu, o alimentație bazată pe gust, în care se urmărește plăcerea gustului. Deci este bazată pe carbohidrați. Este unilaterală și va duce la o gândire reactivă, acuzatoare, critică, la răutate, la frică, mânie, furie, ură, supărare. Asta duce acest tip de alimentație bazat pe plăcere, în care se caută plăcerea pe primul plan. Depinde ce punem noi pe primul plan. Dacă punem plăcerile pe primul plan, punem dulcele mai presus decât toate, înseamnă că noi punem materia pe primul plan, punem fericirile acestei lumi mai presus și din cauza aceasta gândirea noastră o să fie o gândire contradictorie, confuză, fricoasă, dezordonată și idolatră neapărat. Acest tip de gândire va chema forțele cerului ca să ne ducă în neutralitate. Deci cu cât noi căutăm plăcerile mai presus decât toate, punem materia mai presus, ne întărim orgoliul, atunci Dumnezeu trebuie să vină să ne distrugă idolii. Și asta se întâmplă mereu.
Al doilea tip de alimentație este cel vegetarian, care în primul rând este polarizat pe o parte, la fel ca primul, cel bazat pe carbohidrați. Amândouă reprezintă exagerări, polarizări. Și dacă conține fructe dulci, deci fructoză, este identic cu cel care pune accentul pe carbohidrați. Deci, primul sistem de alimentație pune accentul pe dulce din carbohidrați, făinoase, orez, cartofi, semințe. Și al doilea sistem de alimentație vegetarian pune la fel bazele pe fructe, conține fructe dulci, care înseamnă la fel zahăr, glucoză, deci dulce, deci plăcere pe primul plan. Deci ambele sisteme pun plăcerea gustului pe primul plan. Dacă acest sistem vegetarian s-ar opri doar la legume, dar nu se poate, atunci ar mai însemna ceva, dar tot este o exagerare, pentru că se elimină o grupă importantă de alimente care ne dă proteine care nu se găsesc în lumea vegetală, deci carnea și peștele, care sunt constituenții ai vieții. Stomacul nostru produce acid clorhidric pentru metabolizarea hranei. De ce ar fi făcut Dumnezeu acest lucru dacă noi am fi mâncat numai vegetale? Deci El ne-a creat în așa fel, cu acele mișloace, care să poată să prelucreze carnea. Dentiția noastră nu este tocită ca la erbivore, ci are canini ca la carnivore, ceea ce arată cum am fost noi construiți. Deci, la alimentație trebuie să evităm exagerarea. Raportul corect ar fi 80-20%. 80% vegetale, legume și fructe care nu sunt dulci și 20% carne, pește și lactate fermentate, ouă. Deci este un echilibru. Cei 80% de vegetale echilibrează cei 20% de hrană animală. Apoi, principiul fundamental de funcționare a vieții este puținul. Deci noi când ne ducem spre puțin, atunci pornesc mecanismele automate de reparare a organismului, de regenerare, de refacere și de întinerire. Deci noi întotdeauna trebuie să mâncăm acel tip de alimente atât de puțin, încât să dăm voie organismului să aibă timp să repare organismul. De aceea, 2 mese pe zi, fără mese intermediare, fără gustări, este suficient și este destul. Când se trece la acest tip de alimentație, este important să nu fim drastici, pentru că atunci creierul se sperie. Deci mâncăm puțin, salată plus ceva, carne, pește, brânză de vaci, ouă, lapte fermentat, chefir, sana, lapte bătut. Deci 1 la 1 sau un singur aliment la masă și 2 mese sunt destul. Și puțin, deci puțină mâncare, pentru că stomacul este mic. Și cu timpul, când ne obișnuim cu acest sistem de alimentație, o să ajungem să uităm să mai mâncăm și o să sărim mese sau zile. Deci postul nu este nevoie să fie forțat, adică să ne hotărâm, să ținem post, ci pauzele acestea trebuie să rezulte din uitare, din lipsă de foame. Atunci ele se manifestă normal, în ritmul de care are nevoie organismul, că vrea el, că știe el, că înțelege el. Atunci îl ascultăm pe el. Deci sistemul de alimentație trebuie să fie organic, natural și nimic forțat și exagerat. Alimentația bazată pe carbohidrați, adică pe plăcere, aduce suferințe. Organismul se revoltă și ne oprește prin boli. În același timp, se pierde energie vitală foarte rapid pe exterior. Mintea noastră devine critică și acuzatoare, luptătoare, divizată și părtinitoare, polarizată pe o parte. Și atunci devenim radicali, cruzi și nemiloși. Niște ființe decăzute. Dulcele ne atașează de materie, pune materia pe primul plan, dulcele ne dă o stare de agresivitate interioară, de nemulțumire continuă, de iritare și sărim foarte ușor la ceartă și la bătaie. Ne simțim jigniți, umiliți și luptăm ca să ne apărăm adevărul, dreptatea și binele. Asta face alimentația bazată pe glucoză, pe carbohidrați. Al doilea tip de alimentație, vegetarian, și el este o exagerare. Grupe mari de alimente
nu sunt acceptate, dar în schimb se mănâncă fructe dulci, care au fructoză. Dulcele înseamnă iarăși materia pusă pe primul plan și se vede că modelul de viață al oamenilor se bazează pe a lupta și a câștiga cât mai mult bine pentru sine, pentru că nu sunt echilibrați. Un sistem de alimentație echilibrat ar duce la un sistem de gândire echilibrat. Important este să ne uităm la finalitatea alimentației. Dacă alimentația are ca scop plăcerea, de fapt se referă numai la creier, la minte, este de fapt un drog al minții. Deci alimentația bazată pe carbohidrați și alimentația bazată pe fructoză, adică exclusiv vegan, este o alimentație care ne duce la o gândire radicală, critică și acuzatoare, la nemulțumiri și la suferințe, pentru că ne atașează de materie, pune materia pe primul plan. Deci o alimentație exagerată pe o parte înseamnă materia pusă mai sus, care crește agresivitatea interioară și cheamă forțele cerului nefericirile asupra noastră continuu. Deci trebuie să ne uităm la finalitatea alimentației. Deci la prima grupă, alimentația pe carbohidrați, pe glucoză și dulce. Finalitatea este plăcerea gustului, deci materia mai sus, care înseamnă închinare la diavol. Alimentația vegană, exagerată pe o parte, la fel ca prima, are acolo fructe, deci fructoză, deci accentul este pus tot pe plăcere, pe materie și duce la fel la agresivitate interioară, care apoi poate fi distrusă de Dumnezeu în orice mod posibil, prin nefericiri, necazuri, dureri, suferințe și boli sau pierderi. Deci nu reprezintă o soluție. Orice alimentație care are la bază glucoza, fructoza, dulcele, carbohidrații, este o alimentație care ne atașează de materie și duce la suferință. Stăpânii la lume asta au făcut. Ne-au dat diverse tipuri de alimentație în care plăcerea gustului a fost pusă pe primul plan. Și în modul acesta ne-au tăiat legătura cu Dumnezeu, pentru că înseamnă materia pusă mai sus. Dulcele, mai pe primul plan, înseamnă materia pusă mai sus, înseamnă închinare la diavol. Și cum au obținut ei puterea reală de la Dumnezeu de stăpânire? Dulcele mai sus înseamnă idolatrie, înseamnă plăcerea pe primul plan, materia pe primul plan. În clipa în care noi suntem idolatriți și facem asta de dimineața până seara, căutând ușorul, plăcutul și comodul, stabilitatea și siguranța vieții și dulcele mai sus, noi pierdem energie vitală pe materie. Materia ne ia din viață. Pierdem legătura cu Dumnezeu și cedem puterea divină stăpânitorilor care ne-au dat aceste precepte. Deci puterea lor vine din idolatria noastră. Atât trebuie să facă, să ne dea idol continuu, să pună orice din lumea asta pe primul plan și ne vor stăpâni și noi le vom da totul. Ei ne dețin. Foarte simplu. În Biblie, în Vechiul Testament, explică clar cum au făcut. Deci alimentația, să ne uităm ce finalitate are. Dacă finalitatea ei este dulcele, fructoză, glucoză, carbohidrați, înseamnă plăcerea pusă pe primul plan și înseamnă moartea vieții. Noi ne închinăm de fapt la Îngerul Morții. Chemăm și dorim de dimineața până seara cât mai multe comodități, ușor și plăcut și dulce, care înseamnă suferință. Deci noi ne facem viața nefericită, continuu, plină de dureri și suferințe, atâta timp când noi punem plăcerile materiei pe primul plan, ușorul și comoditățile, stabilitatea și siguranța. Când pui dulcele mai sus, înseamnă închinare la diavol. Înseamnă că vei căuta tot timpul tot ce este plăcut în viață, ușor și comod. Acel dulce îți aduce suferință și nemulțumire și vei vrea să acoperi acea nemulțumire prin adicții, prin băutură, țigări, mâncare, peste nevoie, îmbrăcăminte frumoasă, o casă frumoasă, mai mulți bani, o mașină frumoasă, călătorii. Deci, o plăcere a gustului aduce și alte plăceri, continuu, care ne iau din viață. Cine va căuta viața, o va pierde. Spune clar în Noul Testament, cine o va lăsa pentru mine, o va câștiga. Și cine are putere să lase plăcerile, ușorul, comoditățile?
Acela are putere, sufletul lui are putere de înaintare în lumea de dincolo, de avansare, de urcare. Această putere se obține refuzând plăcerile peste nevoie, exagerările, refuzând o mâncare mai plăcută, refuzând mai multă mâncare, refuzând o mâncare dulce, refuzând tot ceea ce îți dă o plăcere mai mare, refuzând comoditățile, ușorul, stabilitatea, siguranța vieții și savoarea. Și ce au făcut stăpânitorii? Ne-au creat scripturi cu salvatori, cu înlocuitorul lui Dumnezeu. Au pus ceva mai sus decât Dumnezeu. Și au mai creat scripturi cu reguli. Reguli mai sus, virtuți, idealul, principii și reguli puse mai sus, înseamnă salvator mai sus. Înseamnă închinare la diavol. Și atunci noi am devenit reactivi, răzvrătiți, agresivi, pentru că am pierdut legătura cu Dumnezeu. Deci tot ce pune mai sus decât El ne taie legătura cu Dumnezeu. Și devenim ființe inumane. Nu mai suntem oameni. Trebuie să înțelegem că nu mai suntem oameni. Când suntem agresivi și polarizați, nu mai suntem oameni. Când pui reguli pe primul plan și idealuri, nu mai ești un om. Ești o ființă decăzută. Când pui dulcele mai sus și nu ai frână, și mănânci exagerat dulce, pui materia pe primul plan, pui orice comoditate ușor și plăcut mai sus și te atașezi de materie. Atașamentul va trebui să fie distrus și tu să fii desprins cu forța prin necazuri, suferințe, dureri, pierderi și boli. Și nu scapă nimeni de acest mecanism. În sine, neplăcerile sunt salvarea noastră. Necazurile, durerile, nenorocirile, pierderile, suferințele, toate sunt salvarea sufletului nostru. Distrug ego-ul. Cel care se plânge întotdeauna este ego-ul. Se plânge de durere, de suferință, se vaită, de pierderi. Numai ego-ul se vaită, sufletul e fericit. Atunci când diavolul suferă drame și traume personale. Deci ne uităm care este finalitatea alimentației. Dacă finalitatea alimentației este plăcerea, este o alimentație polarizată și exagerată. Deci să observăm, primul tip de alimentație bazată pe carbohidrați este o exagerare, pe dulce, pe glucoză. Al doilea tip de alimentație vegan este un alt tip de alimentație exagerată, pe fructoză, tot pe plăcere. Amândouă au ca finalitate plăcerea, deci materia mai sus, deci înseamnă închinare la întunecatul, la nefârtatul, adică cu acela nu te poți înfrăți niciodată. Și noi taman cu acela ne înfrățim. Ne închinăm la el. Închinarea la plăcere înseamnă închinarea la diavol. Al treilea tip de alimentație este axat pe eliminarea cât mai rapidă a rezidurilor din organism și a toxinelor. Este echilibrat 80-20 pentru că vegetale trebuie să fie o mătură. Organismul are nevoie de anumite minerale și proteine, din care el să-și fabrice ceea ce are el nevoie. El fabrică, spre exemplu, colesterol pentru creier și toate substanțele de care are el nevoie și le produce singur. Principiul fundamental al celui de-al treilea sistem de alimentație, care este echilibrat, nu este exagerat, nu este exclusiv, este și-și, o cantitate mai mare de vegetale echilibrează o cantitate mai mică de proteine din carne și pește. Acest sistem de alimentație are ca final echilibru. Deci primele două, punând plăcerea pe primul plan, dezechilibrează și dau gânduri critice, acuzatoare, de nemulțumire, de ură, de supărare, de furie, de mânie. Deci taie legătura cu Dumnezeu. Primele două sisteme de alimentație taie legătura cu Dumnezeu. Și acum, în noua ordine mondială, vom fi îndemnați să avem o alimentație vegan, exclusiv vegan, exagerată, care va tăia legătura cu Dumnezeu și vom deveni mult mai agresivi și ne vom lupta între noi. Asta au vrut dintotdeauna, este perfectă, vor obține cu siguranță ceea ce și-au propus, pentru că toată lumea dorește acest sistem. Dintr-o exagerare în altă exagerare vor trăi. Finalitatea la al treilea sistem de alimentație echilibrat 80-20 este o gândire echilibrată în care contrarele și opusele le unim. Înseamnă îndreptare spre puțin, puținul echilibrează,
ridică vălul de pe față și ne dă puterea să ne înfrânăm și să ne jertfim binele. Deci alimentația echilibrată, 80-20, fără carbohidrați sau fructoză, ne duce în puțin, ne ridică vălul și ne ajută să fim echilibrați, să-L vedem pe Dumnezeu peste tot și să avem puterea, ne dă puterea să ne înfrângem. Deci, noi nu putem să ne înfrângem având o mâncare plăcută, bazată pe carbohidrați și fructoză. Nu putem să ne înfrângem. Nu putem să ne sacrificăm binele niciodată. Nu avem putere. Deci, întâi alimentația trebuie să fie de tip 80-20 și puțină și atunci vom avea putere să spunem nu la atracțiile vieții, putea să refuzăm haine mai frumoase, să nu ne preocupăm de înfățișarea noastră, să nu dorim mai mulți bani, să fim modești, simpli, firești și smeriți. Adică să simțim prezența lui Dumnezeu. Noi nu putem simți prezența lui Dumnezeu în stare de bine, în plăceri, când ai de toate. Noi nu simțim pe Dumnezeu. Atunci este orgoliu, ego-ul pe primul plan, diavolul. Omul care are de toate este diabolizat. Nu te poți înțelege cu el. Nu are bună măsură și nu are bun simț. Este exagerat tot timpul, nemulțumit, agresiv, critic, acuzator, învinuiește foarte ușor, sare la bătaie, luptă și-și apără ideile, dreptatea și adevărul, nu este de acord cu cealaltă păreri, când toate părerile vin de la Dumnezeu și normal ar trebui să le acceptăm. Crede că el are dreptate, asta ce înseamnă? Nu înseamnă ego pe primul plan? Adevărul meu, dreptatea mea, binele meu mai presus de toate, nu înseamnă diavol? Deci dulcele, carbohidrații, fructoza ne face diavol. O alimentație în care finalitatea, ceea ce căutăm noi, finalitatea este plăcerea gustului, este închinare la diavol. Înseamnă închinare la materie, materia mai sus, înseamnă pierderea lui Dumnezeu și suferință. Plăcerea mai sus înseamnă durere, suferință, dorință de a muri, înseamnă îmbătrânire. Este un semn pe care îl dăm vieții că nu mai vrem să trăim. Când mâncăm carbohidrați, dulce, glucoză, fructoză, noi dăm semn vieții și lui Dumnezeu că suntem bătrâni, real. Dacă nu avem putere să ne îndepărtăm de acest dulce și plăcut, să-l refuzăm, să respingem total, înseamnă că noi punem materia pe primul plan, nu pe Dumnezeu și ne trezim în iadul întâi, iute, pe care îl trăim încă de aici. Nemulțumiți, iritați, deci dulcele va aduce iritare, îndoială, critică, învinuire, condamnare, nemulțumire, care vom simți nevoia să o acoperim cu alte plăceri. Plăcerile acestea ale gustului, care vin din glucoză, produc dopamină, care este plăcere. Dopamina este diferită de fericire. Serotonina aduce fericire, dar serotonina se obține când nu mănânci dulce. Deci când nu mănânci dulce, obții o bucurie de durată care se numește fericire și se produce serotonină. Dopamina aduce doar plăcere. Este un drog. Dulcele este un drog. Carbohidrații, fructoza, fructele dulci sunt droguri. Pâinea, patiseria sunt droguri. Grâu este un derivat de opium, o opionidă. Dilată arterele și dă o senzație de plăcere. Și noi asociem senzația de plăcere cu ceea ce mâncăm și vom căuta mereu acele lucruri. Dar suntem drogați. Când pui plăcerile pe primul plan, crește agresivitatea interioară. Dulce dai numai la dușmani. Bomboane și mai departe, tot ce este dulce dai la dușmani. Pentru că le vei crește agresivitatea interioară și ei vor chema după aceea forțele cerului care le va aduce suferință. Deci, din cauza aceasta, alimentația este centrată pe carbohidrați. Când intri într-un supermarket, este de fapt un abator, un templu al carbohidraților. Înseamnă închinare la diavol. 90% din alimentele dintr-un supermarket te diabolizează. Înseamnă dulce mai sus, înseamnă plăcerea pe primul plan, materia mai sus, ego-ul mai sus și înseamnă suferință. Și asta facem zi de zi și de zi. Le dăm copiilor dulciuri și după aceea nu înțelegem de ce suferă în viață. De
ce nu vor să învețe. În cauza aceasta că dulcele dă o gândire unilaterală, dă lene, dă comodități, dă minciuni, dă ceartă, răzvrătire, ripostă, agresivitate, judecată, critică, acuzație, învinuire, condamnare, reproș, ironie, mânie, furie, ură, supărare. Deci toate acestea ce reprezintă? Corpul eteric al diavolului. Deci ne diabolizează. Dulcele ne diabolizează. Ne transformă în ființe întunecate. Noi nu mai suntem oameni. Sunt extrem de periculoase. Nu mai vorbesc că ne otrăvesc organismul. Ele se adresează minții. Creierul se hrănește cu glucoză. Sistemul de alimentație normal, 80-20%, pune accentul pe curățarea organismului și îi dă elementele de care are el nevoie să-și producă singur substanțele de care are nevoie, plus cetone. Cel își produce singur glucoza. Acesta este sistemul corect. Nu să îi dai din afară, pentru că dulce din afară înseamnă plăcea, păi pe un plan înseamnă lene, lene gândire, gândire unilaterală, critică și acuzatoare, dogmatică și idolatră, care va atrage după aceea să mâncăm în lanț, în continuare, alt dulce și alt dulce, alt dulce. Dulcele, de fapt, înseamnă idolatrie, întărește idolii și agresivitatea interioară și cheamă suferința asupra noastră. Așa stăpânitorii lumii ne-au luat dreptul divin. Noi suntem ființe ale cerului, nu suntem ființe exagerate. Noi suntem ființe divine cu măsură, cu bun simț, cu smerenie. Ne-au făcut exagerați, agresivi, violenți, duri, reci, ființe decăzute. Luptăm unul cu altul o viață întreagă să ne omorâm. Și ne omorâm și singuri. De sistemul alimentar al treilea, care pune accentul pe curățarea toxinelor și reziduelor din organism și hrănirea organismului cu acele substanțe pe care el să și le producă naturale, prin care el să și le producă singur, mai departe, ce are el nevoie, dă și o gândire echilibrată. Corpul sănătos va produce o gândire sănătoasă, nepolarizată, care apoi are corespondent în corp, într-un corp echilibrat. Este echilibrat numai acel corp care merge în puțin. Deci, atâta timp cât ne păstrăm în puțin, vom fi sănătoși și echilibrați la minte. Deci, trebuie să ne creăm acel tip de alimentație care să nu fie exagerată, să meargă spre puțin și să nu conțină glucoză, carbohidrați sau fructoză, pentru că distrug organismul. Deci, avem nevoie de un sistem de alimentație care nu este exagerat pe o parte, cum sunt cele două, bazate pe carbohidrați și vegan, bazat pe fructoză. Domnul profesor Aurel Simionescu, 60 de ani, a fost vegetarian și a făcut leucemie. Domnul doctor, care era profesor universitar, l-a întrebat, cine v-a pus, domnul profesor, să fiți exagerat în halul acesta? Îi făcea injecții cu B12, pentru că B12 nu făcea parte din alimentația lui, vegetalele nu au B12, îi făcea injecții cu concentrațiile cele mai mari posibile și curgea sânge din nas continuu și nu a putut să-i facă absolut nimic. A făcut leucemie, deci exagerarea. Șefului Mircea 7, ei acolo au făcut un experiment, au încercat să nu mănânce. Nu a mâncat 2 ani. Și a murit de cancer. Pentru că nu a închis toate porțile de pierdere de energie. Nu a ajuns să-și înfrângă inima. Deci alimentația nu este suficientă, dar este piatra de hotar. Ne trebuie un singur lucru, echilibru în tot. Să nu exagerăm. Acest echilibru te duce în împuținare. Puținul ține viața. Tot ce există în natură, totul, dar totul, și în noi, celule, organele noastre, aerul, soarele, pământul, apa, tot ceea ce există, se sacrifică pe sine. Deci, mergeți pe puțin. Adică nu este interesată de sine. Nu face nimic pentru sine. 20% păstrează energie pentru sine. Celulele, 80% o dăruiesc. Nu sunt interesate. Deci, raportul de aur divin, 80-20, este cel care întreține viața. Deci cum mănânci? 1-1 salată cu ceva, carne, friptură, pește,
Și fie și pește la conservă în ulei. Salată se pune 1-2 lingurițe de ulei de măsline, oțet sau lămâie. Sau salată cu ou, salată cu chefir, salată cu brânză de vaci. Niciodată, dar niciodată un al treilea element. Sau un singur aliment la o masă, spre exemplu o masă formată dintr-un chefir mic. Sau o masă formată dintr-un măr verde, care este mai acru. Deci grija noastră cea mai mare este să nu ridicăm insulina, pentru că insulina produce inflamații și foame de glucide, de carbohidrați. Și nu se uzează organismul dacă nu mănânci dulce. Deci dulcele trebuie scos total din alimentație. Deci fără mâncare gătită. Se pot face legume coapte la cuptor sau fripte. Dar cel mai bine este salata. Și se variază în fiecare zi, combină cu altceva, cu altceva. Fără pâine, fără carbohidrați, fără patiserie, fără orez, fără cartofi, fără mazăre, fără fasole, boabe, fără semințe. Și acestea mâncate puțin. După aceea organismul se obișnuiește cu puțin, revine în cadrele lui normale și atunci pornesc mecanismele de reparare ale corpului și de refacere, în care el se restaurează și organele se refac total la o anumită perioadă de timp, fiecare din ele, și întinerește. Deci ei ne-au creat un sistem de alimentație care ne omoară. Alimentație bazată pe dulce, adică pe plăcere, aduce suferințe și o gândire părtinitoare, idolatră, care atrage după aceea durere, boli. În modul acesta ei și-au creat necesitatea punitorii lumii. Deci nu fac altceva decât să-ți dea idol. Fără idoli, omul se duce în jos, se păstrează în puțin și își descopere natura lui divină. Când suntem exagerați și punem dulcele pe primul plan, punem materia mai sus, ego-ul pe primul plan, omul acela va căuta să câștige cât mai mult, să aibă cât mai mult, va investi în aspect, în formă și nu te poți baza pe el. Înseamnă că gândirea lui este reactivă și ripostează. Dacă avem o alimentație fără dulce, fără carbohidrați, fără glucoză, vom avea și o gândire echilibrată și nepărtinitoare. Este foarte important, de neidolatră, și vom fi echilibrați. Vom păstra în puțin, în smerenie, în simplitate și modestie. Omul nu are nevoie de mâncare decât ca o mătură. Are altă funcție. Mătură și furnizează substanțele de bază din care el își produce mai departe substanțele de care are nevoie. Din cauza asta, alimentele trebuie să fie cât mai naturale, cât mai apropiate de natură și cât mai brute. Dacă îi dăm mereu, pe exemplu, salată cu ceva, o să ajungem la un moment dat în care nu o să mai vrea să mănânce salată. Nu o să mai vrea să mănânce nimic, un timp. Ceea ce dovedește că noi nu avem nevoie de mâncare. Corpul se hrănește cu foarte, foarte puțin. Alimentele trebuie să fie cât mai apropiate de natură ca să îl măture, să scoată cât mai repede toxinele și rezidurile din el. Atât, asta este funcția alimentației, așa cum a spus Claude Bernard, părintele fiziologiei. Mâncarea trebuie să fie o mătură, medicament. Și înțelegem așa că noi nu avem nevoie de medicamente, nu avem nevoie de niciun doctor, nimeni nu ne îndeamnă să ne împuținăm, condițiile în care numai împuținarea, înfrânarea este cea care pornește programele de reparare la organismului și întinerirea. Atâta timp cât îi dai cât mai mult bine, cât mai multă plăcere și gust plăcut organismului, îl dereglezi. El nu are nevoie de dulce. Creierul primește glucoza sub formă de cetone de la organism. Acesta este circuitul, nu direct, niciodată nu trebuie să-i dăm direct creierului dulce, ci să-i dăm acele alimente cât mai naturale, apropiate de natură, din care el să producă grăsime și cetone. Când mâncăm puțin, noi ne încărcăm cu energie subtilă și ne apropiem de divin. Cel mai mare pericol pentru stăpânii la lume este să fii alături de arcași, Dumnezeu să fie cu tine, pentru că atunci ei își pierd puterea. Ei un singur lucru au făcut, ni l-au scos pe Dumnezeu. Dumnezeu înseamnă puțin. Noi nici nu știm ce înseamnă Dumnezeu. Înseamnă restrângere, reținere, sacrificiu de sine, jertfă de sine, lepădarea binului propriu, înfrânare, când ai dreptate la toată lumea, nu vrei să ai dreptate, nu luți pentru adevărul tău, ești de acord cu toate părerile, te lași folosit. Dai întotdeauna întâietate celuilalt,
și sluga tuturor. Deci când te duci în jos, atunci te înalți. Atunci înaintează Dumnezeu spre tine, pentru că faci acel spațiu gol unde El poate să vină. Atât trebuie să facem, să ne ducem în jos, să ne micșorăm. Când noi suntem mici, Dumnezeu este mare. Scopul mâncării trebuie să fie să intrăm în divin. Alimentația bazată pe glucoză sau fructoză înseamnă plăcerea pe un plan materia mai sus, înseamnă depărtare de divin. Carbohidrații trebuie să fie înlăturați complet, alimentația să fie cât mai naturală, 80 vegetale, 20 carne și pește sau lactate fermentate, ouă și la vegetale, fructe care nu sunt dulci. De obicei, fructele de pădure nu prea sunt dulci și merele verzi, se numesc mere pentru diabet. Fructele de primăvară care sunt puțin mai acre sunt foarte bune. Deci tot ce nu este dulce este foarte bun. Și ciorbă de legume. Când mănânci ciorbă, mănânci numai ciorbă, nu mănânci ciorbă și salată. Mănânci numai ciorbă. Deci un singur aliment sau 1 plus 1, adică salată plus ceva. Fără carbohidrați. Fără cartofi, fără orez, fără mazăre, fără fasole, fără semințe. Așa mânca acel om din conducerea lumii, că l-am întrebat, dar n-am fost atent la modul lui de alimentație atunci. Era extrem, extrem de slab, ca o așchie și tot timpul vesel. Deci minte sănătoasă în corp sănătos. Dacă ei mănâncă așa, de ce mănâncă așa? De ce pe noi ne pun să exagerăm? De ce ne dau numai carbohidrați? Sau de ce ne îndeamnă la dieta vegană și aceasta exagerată pe parte? Că înnebunim și ne luăm la bătaie tot timpul între noi. De ce nu fac și ei asta? De ce nu mănâncă și ei carbohidrați? De ce mănâncă carne? 100%. Salată cu carne, cu pește, cu ouă, cu brânză de vaci. De ce ei pot și noi nu putem? Ce taine se ascunde aici? În momentul în care te împuținezi, nu numai că pornești mecanismele de reparare și întinerire, dar gândirea ta este limpede, este echilibrată. Dumnezeu este cu tine și asta este cea mai mare ocrotire. Să fie cu tine și tu cu El. Ce grijă să mai faci atunci? Și când te uitai la fața Lui, îi dădeai, să zic, 50 de ani. Avea peste 90 de ani. Deci cu 40 de ani, mai tânăr părea. Avea părul negru. Când mi-a spus vârsta, nu venea să cred. Pielea netedă, total, netedă. Nu avea riduri deloc. Și avea acest regim 80-20. De ce ei știu acest lucru și noi nu știm? El nu avea mâncare gătită. Nu mânca deloc decât ciorba. Era singura mâncare a lui gătită. Și aia nu era prea fiartă. Avea făcea legume la bain marin, laburi și salate. Nu era exagerat nimic. Deci o alimentație echilibrată ducea la o gândire echilibrată și invers, se potența una pe alta. Nu avea plăcerea pe primul plan. Alimentația lui nu avea plăcere pe primul plan. Nu avea dulce, nu avea patiserie, nu avea opionide, pâine, nimic, nimic, nimic. Nu avea fructe dulci. A zis că n-a mâncat fructe dulci de cât era copil. De ce ei pot și noi nu putem? De ce ei știu și nu noi nu știm? Care e taina? Asta era puterea lui. Dumnezeu cu el. Era simplu, îmbrăcat în niște haine mototolite de ziceai că au fost scoase din mașina de spălat. Uscător. Haina mototolită. Talonii mototoliți. Ciorapii rupți. Ieșeau călcâiul pe afară. Un om din conducerea lumii. Cu părul negru la 90 ceva de ani. Cu pielea fină, fără niciun fel de rid. Cred că și acum trăiește. Toate că l-am întâlnit acum peste 30 de ani și noi ne distrugem viața. Nu cercetăm, nu cunoaștem nimic, nu analizăm. Zice că am citit Biblia. Biblia, fiecare din propoziții de acolo trebuie analizate, întoarse pe toate fețele ca să le vezi care sunt consecințele, spre ce te îndreaptă gândul. Ce a vrut să spun acolo? Inversate, aduse argumente inversului, până găsești gândirea de origine. Ei întotdeauna gândesc în ansamblu. Acest om din conducerea lumii gândea în ansambluri și noi în viața noastră nu gândim așa. Ne gândim punctual și nu vedem. De aceea suntem vulnerabili în fața lui. Nu vedem ce vede el. Nu înțelegem ce înțelege el. E un alt tip de gândire, diferită. Este o gândire sacră, ascunsă. Școala iubirii este și o școală a misterelor. Aici se spun lucruri care în mod obișnuit nu se spun niciodată. În epoca antică erau în școli ermetice, închise. Era o selecție foarte dură ca să intri în ele.
pentru că aceste secrete îți dau puteri foarte mari și autoritatea asupra exteriorului. Poți să schimbi exteriorul, îți dau puteri foarte mari. Pe ansamblu. Poți schimba lucrurile în zona de ansamblu. Nu schimb oamenii, că ei trebuie să meargă în continuare pe direcțiile lor. Dar pe zona de ansamblu se pot schimba lucruri. El era chiar în poziția în care putea să facă lucrul acesta. Când mergea pe stradă, fluiera. Era vesel tot timpul. Râdea de mine când eram polarizat. Îmi vorbea întotdeauna pe dos. Și mi-am dat seama că are dreptate, de fapt. Și inversul este valabil. Deci el nu putea să fie trist. Nu putea să se supere. Orice spuneam, lua și inversul. Dar orice. Și nu mă lăsa să continui. Întâi inversa și apoi îmi dădea voie să continui. Pentru că dacă mă lăsa polarizat, polarizarea era un atac asupra lui, polarizarea mea. Și el mi-a zis că întotdeauna faci inversare în minte. Atât, asta este toată învățătura școlii iubirii. Să iei de fiecare dată și inversul, să nu fii unilateral, să nu ataci persoana, să nu îndrepți arma pe un om și să-l acuzi că este greșit ceea ce zice, ceea ce face. Nu există așa ceva. Și inversul este valabil. Și atunci nu o să mai iei lucrurile personal. Și nu o să te mai simți atacat, nu te mai poți supăra că nu mai ai pe cine. Dacă în fiecare moment al vieții este valabil și inversul, nu mai ai pe cine să te superi. Deci mâncând așa pe acest sistem 80-20, o să avem o gândire îngăduitoare, înțelegătoare, echilibrată. O să unim contrariile mereu, o să fim atenți, o să vedem. O să avem vălul dat la o parte. Nu mai este nevoie să ne ducă în situații critice, să ne doboare și ne vom recăpăta independența divină. Și ne vor simți ființe divine pe pământ. Că nouă ne este rușine să fim în modestie, în simplitate și în smerenie. Ne este rușine să fim slugi. În condițiile în care Dumnezeu este sluga noastră. E sluga noastră tot timpul. Stă lângă noi și ne ține în viață tot timpul. Și în noi. Sluga. Creatorul Universului se slugă și noi suntem mândri și orgolioși. Ce rușine! Această gândire unilaterală ne judecă, este autoblestem. Ne blestemăm singuri. În condițiile în care Dumnezeu este smerit, dacă noi nu suntem smeriți, ne autojudecăm, ne blestemăm. În condițiile în care Dumnezeu este slugă și noi nu suntem slugi, ne blestemăm. În condițiile în care Dumnezeu este modest, simplu și firesc, dacă noi nu suntem la fel ca și El, ne blestemăm. Așa cum a spus, dacă nu suntem ca El, îl părăsim pe El. Atunci intrăm în blestem. Asta a spus. Pentru că m-ați părăsit, vă blestem. Și nu vă dau voie să vă apărați. Ne pune văl pe față automat. Omul care are idol și este orgolios, este un om care văl pe față. Nu-i dă voie să se apere, ci îl va duce în situații critice care va suferi maxim. Și este în pericol. Omul idolatru este în pericol. Cel mai important lucru în lume este să nu ai idol. Atunci Dumnezeu este cu tine. Când ești înfrânt cu inima, Dumnezeu este cu tine și asta este cea mai mare fericire care poate fi atinsă pe pământ. Să nu vrei fericirea pe pământ. Să nu vrei mai mult bine. Să vrei în toate momentele de viață să vrei mai puțin. Să-ți cedezi binele continuu tot timpul. În toate momentele de viață. Să sacrifici binele pentru ceilalți. Când faci lucrul acesta, nu te mai deranjează nimic, pentru că fiind jos de tot, nu mai ai ce să pierzi. Să mergem în jos, acolo este Dumnezeu. El e sluga noastră. Și interesant ar fi atunci când ne întâlnim, să ne zicem sluga, sluga ta. Tu, Doamne, Dumnezeu meu, eu sluga ta. Ce măreț! Atunci am conștientizat că suntem una cu Dumnezeu. Trebuie să afirmăm acest lucru mereu, că suntem cu Dumnezeu. Pentru tine, Doamne, toate. Ți-ai dat binele Lui. Sunt sluga ta, Doamne. În ziua de acum, fac totul și îți dedic totul ție, Doamne. Și să nu-l mai alegi pe diavol. Diavolul ce este? Lenea. Faptul că stărui în pat mai mult timp. Lenea aceea este diavolul. Este închinare la diavol. Diavolul este real. Lenea este reală. Diavolul, dracul, e real. Ăla-i dracul. Lenea. Să te speli cu apă mai caldă, ăla-i dracu. A te spăla cu apă mai rece este la alege pe Dumnezeu. Când mergi pe jos și nu cu mașina, la alege pe Dumnezeu. Diavolul este ușorul și mai plăcutul. Când sare în ajutorul celorlalți, îl alegi pe Dumnezeu. Și atunci viața ta se schimbă și devine frumoasă. Pentru că faci acel spațiu gol în care El vine și nu știe ce să facă ca ție să-ți fie mai bine. Atât așteaptă El să-i faci loc unde să vină. E atât de simplu. Și să înțelegi că întotdeauna când alegi comodul mai plăcutul și ușor, tu îl alegi pe diavol. Este închinarea la diavol. Închinarea la diavol, asta înseamnă
și trebuie spus clar tot ce este mai mult bine pentru tine, dreptatea, adevărul tău, comoditatea, stabilitatea, siguranța și savoarea, plăcerile gustului puse pe primul plan, înseamnă închinare la satana. Înseamnă posesie. Noi îl luăm pe diavol în noi în momentul în care lenevim mai mult în pat. Ne încărcăm cu nefericire și ziua va fi o zi nefericită, neîmplinită. Contează foarte mult începutul zilei. Dacă începi ziua înfrânându-te pe tine, atunci ziua ta va fi frumoasă și ziua următoare va fi la fel. Cum e ziua de astăzi, așa va fi ziua de mâine. Dacă o săptămână o trăiești într-un spirit de sacrificiu continuu, de sine, a binului propriu, mereu te dăruiești, te oferi, sar în ajutorul celorlalți, te lași pe tine, te uiți pe tine, nu te mai interesează nimic la tine, nu faci nimic pentru tine, pentru binele tău. Nu te aperi, nu ți aperi comoditatea, plăcerea și ușorul. Alegi întotdeauna greu, neplăcutul și dificilul. Și puținul. Și puținul. Asta înseamnă fericire. Înseamnă să alegi pe Dumnezeu, să stai alături de Arcaș și El cu tine. Pentru că faci spațiu gol, ego-ul se duce în jos și îl cheamă pe Dumnezeu automat și El vine și nu știe ce să facă ca să-ți fie ție mai bine. Asta este ajutorul cel mai mare. Înfrângerea de sine. Inima înfrântă, Dumnezeu nu o va urgisi. E simplu și este firesc. Nu te duci în sus, întotdeauna se duci în jos și numai în jos, tot mai jos. Acolo unde se strâng apele, la nivelul mării și a oceanelor, unde toate fluviile și râurile se varsă. Totul se duce în divin. Tot ce există în jurul nostru, dacă ne uităm, aerul se sacrifică pe sine, celulele, organele, inima, soarele se sacrifică pe sine, se jerfește continuu, dar continuu. Zi și noapte, zi și noapte. Dumnezeu se jertfește pe sine continuu, continuu. Toată natura se sacrifică. Asta înseamnă iubire, sacrificiu. Toți lucrează ca să ne țină în viață, toți. Un singur element, dacă nu s-ar sacrifica, noi am murit. Unul singur. Oricare din organe, dacă se oprește, a murit. O celulă, dacă nu mai se dăruiește, nu se mai sacrifică pe sine, devine o celulă canceroasă. Și cât te gândești, că atunci când Dumnezeu este cu tine, viața ta devine frumoasă, miraculoasă, totul se potrivește. Nu mai ai suferințe, necazuri, dureri, pierderi, boli. Ai totul. Primești totul. Când Dumnezeu e cu tine, primești totul. Nu este nevoie de boli. Boala vine dintr-o preocupare excesivă pentru binele propriu. Căutarea asta de mai multă plăcere pentru sine este cea care aduce boala cu necesitate. Boala blochează plăcerea și pierderea de energie subtilă pe exterior, pe materie. Nu boala trebuie reparată, ci noi să ne reducem idolii și să ne sacrificăm binele, să ne înfrângem binele în toate modurile posibile. Și atunci ne încărcăm cu energie și boala se retrage. Numai așa se retrage, altfel nu se retrag bolile. Ele vin dintr-o preocupare și exagerată pentru binele individual, pentru avantajele proprii. Prea mult bine. Prea multe comodități, prea mult ușor, prea multe plăceri, prea multă stabilitate, siguranța vieții, prea multă savoare. Noi considerăm viața ca o continuă adăugare de satisfacții la corpul nostru și nu este asta. Noi trebuie să facem pe dos. Trebuie să facem un efort continuu de a refuza plăcerile, comodul, ușorul, siguranța vieții. Adică să punem jertfa de sine mai sus decât satisfacția simțurilor. Să alegem întotdeauna greul și nu ușorul, dificilul și nu plăcutul. Să ne opunem întotdeauna diavolului. Diavolul înseamnă bine, binele propriu. Diavolul înseamnă plăceri. Civilizația carbohidraților este o civilizație diabolizată, este închinare la diavol. Închinare la plăcere, închinare la glucoză și la fructoză este închinare la diavol, la plăcere. Înseamnă exagerare, polarizare și înseamnă suferință. Sunt hoții de frumusețe stăpânii lumii. Ne-au luat dumnezeirea. Dumnezeirea este starea aceasta de restrângere continuă, de înfrânare, de împuținare, de modestie, de simplitate. Aceasta este starea divină. Când ne ducem în jos și nu în sus, când nu vrem mai mult bine pentru noi, atunci îl vrem pe Dumnezeu. Și noi ne putem transforma viața real, ducându-ne în jos. Tot timpul ducându-ne în jos, refuzând mai multă plăcere. Chiar dacă nu ne vede nimeni, nu contează. Avem puterea să refuzăm dulcele, carbohidrații, ușorul, comoditățile,
plăcutul, savoarea, să le spunem nu. Cu cât ai puterea să spui nu la ele, cu atât mai mult te înalți. În spațiu gol vine Divinul și El te ajută mai departe să îți înfrângi binele și îți întărește sufletul. Minte sănătoasă în corp sănătos și atunci vei fi sănătos. Noi ne încărcăm cu energie vitală atunci când ne refuzăm plăcerile peste nevoie, când le sacrificăm, când ne respingem și nu le vrem. Când alegem neplăcutul, atunci îl alegem pe Dumnezeu. Dumnezeu are întotdeauna o etichetă negativă, El este neplăcut, El e fără gust, El este greu, El este dificil. Spre exemplu, când îți merg lucrurile rău în viață, urți cărele sus, jos, sus, jos. Adică îți sacrifici binele și te îngaci cu energie subtilă. Neplăcerile vin în viață pentru că nu avem suficientă înfrângere de sine. Dar dacă tot timpul trăiești într-o stare continuă de jertfă a binului propriu, atunci Dumnezeu este cu tine și nu mai vin necazurile în viață. Asta este cea mai mare protecție posibilă. Înfrângerea de sine este prezența Lui. Și nu se știe asta. Nu ai nevoie de rugăciune, exerciții de meditație sau respirație, ai nevoie de înfrângerea binului propriu, pentru că numai așa faci spațiu gol în care să vină Dumnezeu și viața ta devine frumoasă. Sau când exagerezi sau îți faci o plăcere peste nevoie, faci un sacrificiu după aceea, ca să pui energia la loc. Sacrifici ceva. Când îți dai seama că ai exagerat, este momentul în care trebuie să te sacrifici. Te sacrifici cât de mult se poate și îți pui energia la loc. Adică să nu faci dintr-o plăcere, să nu cazi dintr-o plăcere în altă plăcere, pentru că atunci vei pierde prea multă energie vitală și va fi din ce în ce mai greu după aceea să te înfrânezi. Dar cu fiecare pas prin care tu îți sacrifici binele, îți va fi din ce în ce mai ușor să ți-l sacrifici mai departe. Orice jertfă de sine îți întărește sufletul. Orice acceptare a plăcerilor peste nevoie îți ia din energia sufletului și mor câte puțin. Cum scapi de o adicție? Te înfrângi în alte moduri, se întărește sufletul și vei avea putere după aceea să scapi, să te împotrivești și la adicția respectivă. Deci numai prezența lui Dumnezeu care vine în urma jertfei binelui propriu, înfrângerii de sine, poate să înlăture adicțiile. Și starea de nemulțumire. Starea de nemulțumire, deci plăcerile întotdeauna aduc nemulțumire. Starea de nemulțumire înseamnă lipsa lui Dumnezeu, înseamnă prezența diavolului. Deci nemulțumirea este prezența diavolului. Critica, îndoiala, învinuirea, condamnarea, judecată, toate astea înseamnă prezența diavolului. Mâhnirea, furia, ura, supărarea înseamnă prezența diavolului. Și cum se înlătură? Prin jertfă. Diavolului nu îi place jertfa, sacrificiul, munca. Diavolului îi plac plăcerile doar. Și se poate, întotdeauna există speranță. Și invers, dacă ești idolatru, Dumnezeu poate să funcționeze și pe dos, îți întreține idolii, ca să-ți produci din ce în ce mai mult rău și să te dobori să cazi singur. Pentru că răul îți distruge ego-ul, atrage suferința. Deci ne ajută să ne distrugem și ne împinge spre autodistrugere, ne distruge idolii. Ne îndeamnă și ne ajută să ne distrugem. Deci întâi înfrângi cât mai mulți idoli prin jertfă de sine, prin împotrivire la mai mult bine, la mai comod și mai ușor și mai plăcut. Te înfrângi și atunci vei avea putere, sufletul se încarcă cu energie vitală și vei avea putere să renunți și la adicții mai mari și mai grele. De asta ar trebui să ne îngrozim atunci când avem idol, să fim siguri că Dumnezeu poate să îi și întărească până când ne doboară, adică ne îndeamnă să ne autodistrugem. Nu ne dă putere să îi învingem. Puterea aceasta trebuie să o câștigăm noi, înfrângându-ne binele în toate modurile posibile, ușor și plăcutul și comodul. Și când facem lucrul acesta, înseamnă că îl alegem pe el, înseamnă că ne întărim sufletul și vom avea puterea atunci să ne învingem și alte atașamente. Plăcerea pusă mai sus înseamnă orgoliu pe primul plan. Omul care nu poate să renunțe la plăcerile lui, la comoditățile lui, are un orgoliu foarte mare, are idoli. Acești idoli nu pot să iasă decât prin jertfă de sine, prin muncă, spre exemplu. Această înfrângere a comodităților, a lenei, a plăcerilor, dă putere sufletului să ne opunem după aceea la atașamentele mari. Nouă ne lipsește jertfa de bine. Avem prea puțină jertfă de sine, prea puțin sacrificiu. Ne trebuie foarte multă jertfă în toate situații de viață să nu ne căutăm binele și tot timpul să ni-l sacrificăm. Numai când scade binele, vom avea putere
spunem nu la atracțiile peste măsură ale vieții. Deci scazi bine și vom avea putere să ne oprim, să ne mai ducem până la capăt cu ușorul, cu plăcutul, cu comodul, cu stabilitatea și siguranța vieții. Orice adicție înseamnă plăcere pusă pe primul plan, înseamnă diabolizare, înseamnă închinare la diavol. Când nu reziști la dulce, înseamnă închinare la diavol. Înseamnă posesie. Când îți înfrângi binele și ți-l sacrifici mereu și îl cedezi, până și la dreptatea ta o cedezi, la adevărul tău renunți la el, dai prioritate celorlalți, ești de acord cu toate părerile și te lași folosit, ești sluga tuturor, atunci când ești jos, jos de tot, adicțiile vor dispărea, toate. Și dorința de dulce, orice. Și jertfa binului propriu trebuie să înțelegem că este singura cale prin care se întărește sufletul. Dar închinarea la plăcere, nu rezistăm și nu putem să ne oprim, înseamnă închinarea la diavol. Când te oprești de la multe alte plăceri, vei putea să te oprești și de la un atașament la care ți este greu să renunți. Deci întotdeauna plăcerile trebuie să le înfrunți, să le refuzi, să le respingi, să nu le vrei. Și încetul cu încetul nu o să le mai vrei. Nu o să mai ai nevoie de ele. Nu o să te mai atragă. Le vei respinge. Atunci rămâi jos în puțin, nu mai simți nicio atracție. Și o să rămâi jos înfrânt cu inima, acolo unde Dumnezeu este. În sine, adicțiile și idolii nu sunt răi, ne arată ce trebuie să înfrângem la noi. Idolii se distrug pe ei înșiși singuri. Ei atrag forțele cerului care ne destramă orgoliu. Atrag lovituri din față. Ținta este ego-ul nostru. În sine, idolii sunt arme împotriva orgoliului nostru. Sunt foarte bune. Cum sunt stăpânitorii? Stăpânitorii lumii reprezintă nivelul nostru de atașament de materie și cât de mare este orgoliul nostru. Dacă nu am avea atașament, nu am avea orgoliu și în universul nostru stăpânii nu au puterea asupra noastră. Împotrivirea la plăcere ar trebui să fie pusă mai sus. Deci ce trebuie să facem? Să-i dăm voie lui Dumnezeu să și greșească. Este viața lui, e corpul lui, e lumea lui. Nu e nevoie să facă ce vrem noi. Să lăsăm în pace. Lumea de pe lume, noi nu lăsăm pe el în pace. Și întotdeauna vrem să-l modificăm, să-l schimbăm, să-l dirijăm, să-l controlăm. O nebunie. Să nu vezi niciun rău în lume și niciun vinovat este cea mai mare fericire de pe pământ. Să accepți că tot ceea ce vine spre tine din față vine de la Dumnezeu. El le face pe toate. El vrea să cadă, el petrece cu lumea, el vrea să se îmbogățească, el vrea să câștige mai mult, pentru că numai în modul acesta poate să ducă acea personalitate în suferință, să-l lăsăm în pace. Atât trebuie să facem. Fiecare om are lecțiile lui de parcurs, nu putem să îi le luăm, pentru că el, prin lecțiile respective, prin acele suferințe, el ajunge să se înțelepțească. Și această înțelepciune noi nu putem și nu avem voie să i-o luăm. Deci nu se poate decât să lăsăm să-și facă cât mai mult rău posibil, cât vrea el de mult. E treaba lui. E treaba lui Dumnezeu cu el. Trebuie să acceptăm viața așa cum este, să renunțăm la idealurile și la virtuțile absolutizate pe care ni le-a dat religia, Biblia, biserica. Nu e ceva mai rău decât altceva, este doar Dumnezeu care joacă roluri. Și nu pot să spun că el face ceva rău. Dacă el vrea să fie bogat, e treaba lui să-și ia o mașină mai frumoasă, o casă mai mare, să câștige mai mulți bani, e treaba lui. Noi am explicat doar că dacă merge spre mai mult, o să vină suferință să-l desprindă, dar și asta este treaba lui. Dacă nu înțelege, înseamnă că nu trebuie să înțeleagă, nu este încă momentul mare de suferit. Tot ce face el este foarte bine, nu este nimic greșit, nu există cele 464 de virtuți și de vicii, nu există așa ceva. Nu-i poți să opune regulile lui Dumnezeu. Este el care face ceva bine sau nu face ceva bine, e treaba lui. Ar fi trebuit o singură regulă. Dumnezeu ne-a dat o singură regulă în Vechiul Testament, să nu ne facem idol și atât. Să nu punem nimic pe primul plan și mai sus decât el. Și dacă facem asta, vom fi în el. Vom fi cu el, el cu noi și totul va fi bine. Și vom ajunge înțelegători la infinit și îngăduitori. Când accepți lucrurile așa cum sunt și nu te mai bagi niciunde să schimbi pe nimeni, atunci ni se sting și nouă programele, nu mai vezi rău niciunde, să nu mai zici că e ceva rău la Dumnezeu, că nu se poate să facă ceva rău, să lasă să fie și bogat,
să lași să fie cum vrea el, și destrăbălat, și desfrânat, și păcătos. Asta vrea el. Sunt roluri de pe care el le-a luat în viața aceasta și se va duce spre ele să le facă în mod obligatoriu și nu poți să le schimbi și nu poți opri. Și să nu vezi niciun rău și niciun vinovat în lume este raiul. Unor vin lucruri din față ca să ne deranjeze, dar ne distrug idolii. Idolul este acea afirmație de acuzație, de împărțire în bine și rău. Când zicem așa, da, așa nu, așa e bine, așa nu e bine. Ăla este un idol. Acel gând de respingere în care spunem că mai bine este așa, așa este rău. Așa da, așa nu. Acela este un idol. Când înțelegem că acolo Dumnezeu joacă un rol, e treaba lui, rolul lui, e viața lui și nu poate fi schimbat, el trebuie să ducă omul acela în cine știe ce experiențe, să-l înțelepțească, să-l ducă în final peste cine știe câte vieți în iubire. E totul perfect. El știe ce face. Nu putem noi corecta pe el, pe creatorul lumilor. Este imposibil. Atât e să învățăm, să-l lăsăm în pace, să-și ducă viața cum vrea el. Nimica nu este rău. Încetul cu încetul va trebui să renunțăm la credința că ceva nu este bine în lumea perfectă a lui Dumnezeu. Dacă totul este făcut de el și este lumea lui și e viața lui, nu pot să-i spun lui că nu face ceva bine. Că nu am niciun drept să-i spun asta. El face ceea ce trebuie să facă cu fiecare din noi. Nu se poate decât să lăsăm în pace. Când ne lăsăm în pace, atunci vine fericirea peste noi. Îți dai seama că nu poți să schimbi pe nimeni și nimic. Și nu ne rămâne decât să renunțăm la împărțirea bine și rău și asta e cea mai mare fericire posibilă pe pământ. Când unim contrarele și opusele, asta este fericire. Pentru că nu mai vedem niciun rău și niciun vinovat niciunde. Atunci Dumnezeu este cu noi. Numai când unim contrarele, Dumnezeu este cu noi. Când nu mai vedem ceva rău, când nu mai zicem că lucrul acela este rău, aia e bine, aia nu-i bine. Când vedem că totul este bine, pentru că Dumnezeu joacă rolul, atunci îl lăsăm în pace. Și asta e toată învățătura școlii iubirii. Nu-ți rămâne decât să te bucuri că prin suferințele respective omul acela până la urmă își va da seama singur și va ajunge la înțelegeri cu siguranță. Totul este pe dos decât ne zic idolii noștri și nu ne rămâne atunci decât acceptarea vieții așa cum este, cum vine spre tine, fără revoltă, fără ripostă. E Dumnezeu acolo și știe El ce face. Fii sigur că face lucrurile bine. Și atunci nu mai rămâne decât acceptarea. Și să ne bucurăm că tot ce face El este bine. El nu poate să greșească niciodată. De unde nebunia aceasta că El e defect și greșește, nu știu. Vine de la credința că suntem un eu separat. Când unim contrariile, ne unim cu El și atunci dispare eu-ul. Și nu mai vedem nimic rău, nimic bine, ci totul bine. Orgoliul acesta se scade numai mecanic, adică prin înfrângere de sine, prin sacrificiu bine.